Bună ziua tuturor! Mă bucur să ne regăsim și să continuăm călătoria noastră. Din seria cetăților medievale din Transilvania, vă propun astăzi cetatea Rupea. Cetatea Rupea este unul dintre cele mai vechi vestigii arheologice de pe teritoriul țării noastre. Prima atestare documentară a cetății datează din secolul al XIV-lea, când sașii, răsculați împotriva regelui Ungariei, Carol Robert de Anjou, s-au refugiat în interiorul cetății. Documentele din secolul al XV-lea menționează cetatea ca fiind un important centru comercial și meșteșugăresc. Aici își desfășurau activitatea 12 brezle. Cetatea, ca și alte cetăți din Transilvania, a servit de-a lungul timpului ca fortificație și ca refugiu pentru populația care locuia dealurile și valea din împrejurimi. Așezarea ei este un punct strategic la îmbinarea drumurilor care fac legătura între Transilvania, Moldova și țara românească. Cetatea însă se pare că a fost ridicată pe o veche localitate dacică cu numele de Rumidava. Cucerită de romani, cetatea Rumidava devine Castru Roman Rupes, care însemna stâncă sau piatră, numele roman fiind probabil legat de faptul că cetatea este construită pe un masiv de bazalt. Castru Roman Rupes făcea parte din cetura de fortificații romane pentru apărarea zonei comerciale și a rutelor care legau Valea Târnavelor, Valea Oltului, Râșnov și Hughes. Numele roman a dat și numele localității de astăzi formată, respectiv orașul Rupea. Cetatea medievală a fost construită în trei etape. Cetatea de sus, în intervalul secolelor 10-13, cetatea de mijloc și de jos, începând cu secolul al XIV-lea. În 1716, zidurile cetății au folosit drept refugiu supraviețuitorilor epidemiei de ciumă, izbucnită în localitatea de lângă cetate. Definitiv, cetatea a fost abandonată în 1790, în urma unui furtun puternice care i-a distrus acoperișul. Există câteva elemente importante ale cetății și să le menționăm. Turnul Porții e primul prin care se trece, în fața lui întrecut, existând un șanț adânc peste care se așeza un pod mobil. Turnul Slujitorilor a fost construit în același timp cu turnul Slăninii și se află în apropierea fântânii. În interiorul cetății de mijloc găsim capela, turnul cercetașilor și turnul pentagonal. Invitându-vă să vizitați cetatea Rupa, până data viitoare vă mulțumesc și vă spun la revedere!